Bună, Sermia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, mă ajută foarte tare. Doamna Daniela a ținut neapărat să-i facă Antoniei un fel de horoscop, ceva cu astrologie, tot ce știe ea. Cât a înțeles Antonia din tot ce a spus, nu știu. Ea zicea că o ajută și spunea că e la nivel de transformare. Așa crede ea că poate să o transforme pe Antonia, așa crede ea. Dar eu știu că nimeni nu poate schimba caracterul. O să te naști, o să mori. Poți să te prefaci, nu? Ai ușor. Foarte ușor. Apoi îi spunea să aibă grijă la prieteni, ce vorbește în casă, că ea a fost foarte bună înainte, a dat haine, da, a dat haine, a dat, da, într-adevăr, toate fetele dau, toate fetele cer, toate primesc, a dat lucruri, dar nu a primit nimic în schimb, cum n-a primit? Daniela. Și acum e în schimbare. Adică eu văd schimbare la Antonia, că a schimbat partenerul de la Valentin la Cristian. Altă schimbare nu văd, aceeași. Aceeași victimizare, aceleași vorbe, care schimbare? Daniela vede. Așa. Și am văzut că Daniela era cu ochii pe ea, normal, că așa a fost cu ochii și pe Laura, doar că Laura nu i-a permis să se apropie prea tare. Nu a băgat-o în seamă, nu stătea de vorbă cu ea, dar Antonia stătea de vorbă chiar mult timp, a vorbit, n-a apucat să zică prea multe, decât da, nu, aha. Și chiar eram curioasă să văd cât mai rezistă cu sfaturile Daniele, că așa a zis că să-i dea sfaturi. Da, Antoniei. Dar vom rămâne să ne uităm la mireasă și să le vedem evoluția celor doi. Și normal că Daniela a dus vorba și de Dumnezeu, da, l-a băgat în discuție, după zodii și planete și Saturn, care nu știu ce face, a zis că totul pleacă de la Dumnezeu, că noi suntem păcătoși și nebuni și facem fapte rele. Dar învățăm din ele. Facem un fapt urât, învățăm din el, adică omul din greșeli învață cam așa ceva. Să știi când toată lumea învață. Alții pot să o repete la sfârșit, aceeași lucru. Dar nu e greșeală. Prima dată e greșeală, după aceea e intenționat. Nu poți mai fi greșeală. A doua oară dacă faci la fel. Și Daniela se simțea foarte bine când îi explica, când îi explica Antoniei. Ea nu că o interesa pe Daniela dacă înțelege Antonia ceva, nu cred că a înțeles mare lucru. Sau nu înțelege. Nu cred că asta o interesa, doar că îi plăcea să se audă vorbind. Ei place să vorbească despre asta, îi place foarte tare. Așa că nu mai contează cine e ascultător. Poate să fie și doamna Ioana, care habar n-are de nimica, de lucruri de astea, nu. N-am nimic cu ea, e o femeie extraordinară, dar e o femeie simplă. Zic, și cu doamna Ioana sau cu oricare, cu Viorica, cu oricare să fi vorbit despre asta, pe Daniela nu interesează. Nu. Pe ea o interesa să se audă vorbind, că îi plăcea ei cum sună. Ei. Dar celorlalți nu. Eu nici n-am avut răbdare să ascult. Am lăsat să meargă televizorul și eu îmi făceam treburi. Nu am stat să mă uit așa la Daniela cum îi face instructajul Antoniei. Voi ați ascultat? Ați avut răbdare? Ați înțeles ceva? Chiar aș vrea să răspundeți. Cristian spunea băieților că el nu e acolo, nu e competițional, asta e vorba lui. Da, și-l acuză pe Valentin că atunci când a fost gala și eliminările și toate astea, cursa de eliminare, Valentin a zâmbit și Ștefan.
Și atunci cât el a vorbit, Valentina a zâmbit. Știți că ei nu se suportă, au mai avut o discuție care a rămas așa nerezolvată. Dar Valentin nici nu i-a păsat măcar. Nu că țin cu Valentin, nu țin cu nici care. Chiar îl simpatizez pe Cristian. Pe Valentin nu prea. Și după ce a terminat cu Valentin, s-a luat de Ștefan, care a spus că îl susține pe Dedeș. Dar Dedeș a spus dinainte, chiar atunci când a fost topul, a spus dinainte că să-l voteze pe Dedeș. Nu spunea, adică nu avea de unde să știe cu cine o să intre în cursa de eliminare. Apoi spunea lui Cristian că Laura a suferit foarte mult și el că n-a suferit deloc. Știți că ei doi se cunosc din facultate. Apoi Cristian spunea că s-ar fi așteptat din partea lui Ștefan ca să-l consoleze, să-l bată pe umăr și să zică lasă că trecem și pas peste asta, că ai curaj. Că... Da, dar uite că Ștefan n-a făcut-o. N-a făcut-o. Apoi s-a amestecat și Antonia normal și zice lui Ștefan că el nu știe, că n-a fost de la început. Ce legătură are una cu alta? Că să o vadă pe Laura, că ce a făcut Laura. Ce a făcut Laura? Toți am văzut ce a făcut. Cristian a fost foarte rece în relația cu ea pentru că n-a fost atras de ea. Nu-l condamn pentru asta, nu-l condamn absolut deloc. Adică pe el nu, faptele ce a făcut. Atâta nu-s de acord cu felul în care a mințit-o. Trebuia să-i spună, nu să facă o lună de relații, să sărbătorească și după aceea să-i zică că nu mai vrea. De atunci de când a fost încătușat cu Antonia, trebuia să-i spună, uite, noi avem sentimente sau atracție și mai bine ar fi să punem punct, nu era nicio problemă. Asta a deranjat-o și pe Laura foarte tare, foarte tare. Și chiar în live s-a încins o discuție între ei patru, foarte aprinsă. Toți s-acuzau unii pe alții, bineînțeles. Antonia a acuzat-o pe Laura că ea l-a șantajat emoțional pe Cristian și că l-a manipulat. Și avea gelozii nefondate. Bă, uite că a fost geloasă pe Antonia și chiar a fost fondat, că a părăsit-o pentru ea. Că n-a fost ea victima, a fost el victima. Ea s-a folosit de el. Cum? Toată lumea a văzut asta, dar tot ce zice Antonia e apă de ploaie. Ea nici nu știe pe ce lume trăiește, dar măcar să poate avea o discuție. Și... Iar mai zice Antonia că Laura a obținut ce și-a dorit, adică că relația cu Cristian, de fapt și Cristian a zis asta, că ea era, cum a zis, invizibilă până să fie cu el în relație, dar faptele au demonstrat altceva, că după ce a rupt relația el cu ea, nu ea cu el, Laura a urcat în top și el a căzut foarte tare. El n-a mai fost votat, vedeți? De până nici staful nu a ținut cu el de la... L-a pus în cursă de eliminare. Asta e sub demnitatea lui Cristian să fie tocmai el vedeta pe la atâtea televiziuni să fie în cursă de eliminare. Apoi s-au apucat să vorbească amândouă odată. Antonia spunea, nu vorbi peste mine. Laura vorbea în continuu. Și Antonia tot o acuza. Acum ai obținut ce ți-ai dorit. Că a păcălit pe toată lumea. Eu nu văd pe cine a păcălit ea. Chiar mi se pare o fată foarte sinceră, care chiar l-a plăcut pe Cristian și chiar a suferit după el. Da. Apoi Cristian l-a întrebat pe Ștefan, zice, mai ții minte că ai afirmat tu acum câteva săptămâni, parcă există în casă un cuplu care mimează și care mimează relația. Cine e acest cuplu? Cine sunt aia? Iar Ștefan a spus tu. S-a supărat iar. Păi a spus atunci, a spus că există un cuplu în casă care mimează. Păi el, dar asta știam și noi, nu trebuia să... Și... Laura chiar vorbea cu fetele mai târziu că ea nu s-a victimizat, chiar le-a spus și fetele au fost de acord, toate și mamele, toate au fost de acord că are dreptate, că nu s-a victimizat, ea chiar a suferit după Cristian. Apoi ce să mai zică, Cristian s-a apucat să-i spună cât a fost cu ea în relație, ea se uita la Albert, apoi Albert a sărit și a zice, cum, că toate fetele s-au uitat la mine, noi ne uităm unii la alții, normal.
Iar Cristian zice, păi da, că a vrut să te cunoască. Zice, n-am vrut să-l cunosc. A zis că ar vrea, dar nu a mers. A zis și așa. Iar zicea de Albert, tu zici că nu vrei să cunoști nicio fată, dar la petrecere te-a zis cu toate. Bineînțeles că nu i-a picat bine lui Albert, absolut deloc. Și acum vreau să vorbesc tot de Cristian și Antonia. Când s-au sărutat ei la petrecere, bineînțeles că pentru asta sunt petrecerile, au dansat, au stat de vorbă, s-au dus pe terasă. După aceea, cineva a deschis ușa, prima dată au plecat, erau doi acolo, mi se pare că Liviu și cu Delia au plecat, apoi au deschis ușa, făcea Antonia, n-avem niciun pic de intimitate. Și am văzut-o pe Antonia că s-a tot uitat la cameră, apoi îl întreabă pe Cristian, trei lucruri care îți plac la mine, zice picioarele, că e deschisă mental, open mind. A și specificat și că e inteligentă. De inteligență mă cam îndoiesc, dar ai părerea lui. Și ea tot vorbea, el ar fi vrut să o sărute, de ea tot vorbea, tot vorbea, nu mai tăcea deloc. Știți că îi place să vorbească, mamă, Doamne. De asta mă mir cum a avut tăria să o asculte atât pe Daniela. Și vicea că n-a mai avut răbdare, bătea câmpii cu de-ale ei, știți, limbajul ei specific, apoi a luat-o în brațe, el, bineînțeles, și când a oprit un moment, a oprit și un moment, a sărutat. Dar ea aștepta și de când, el i-a și spus că a vrut de la ziua ei, dar uite că era și mama ei. Și în live, chiar s-au declarat cuplu. I-am întrebat, păi, dar nu se putea, vă declarați cuplu? El a spus primul da, apoi a spus și ea. I-a aplaudat, deci al patrulea cuplu în casa Mireasa. Asta e. Am văzut-o și pe asta. Cuplu Cristian Antonia. Eu cred că se potrivesc foarte tare. Cam asta am avut până acum să vă spun. Vă doresc în continuare după masă plăcută și la revedere!